O veste cu poveste. O resursă pentru clasa 5-a. Alex este bucuros. El a primit o bicicletă nouă. Și merge să împartă această veste bună cu Mihai. Mihai își dorește să construiască o prietenie cu Alex. Și se gândește cum poate să-i răspundă, adică ce feedback să-i dea lui Alex. Poate să-i răspundă cu multă sau la fel de multă bucurie, cum ar fi: mă bucur pentru tine. Sau poate să-i răspundă într-un mod mai simplu, cum ar fi doar: bine. De asemenea, îi poate răspunde din dorința de a face o echipă: abia aștept să ne plimbăm împreună. Sau poate din dorința de a se compara: bicicleta mea este mai bună. Mihai știe că cele mai bune blocuri de prietenie sunt cele care se construiesc după rețeta bucurie și echipă. Așa cum este acesta: mă bucur pentru tine, abia aștept să ne plimbăm împreună. Celelalte răspunsuri: bine, o să mă plimb cu tine. Mă bucur, dar bicicleta mea este mai bună. Bine, bicicleta mea este mai bună. Nu arată că Mihai împarte bucuria lui Alex de a avea o bicicletă nouă. Ajută-l pe Mihai să găsească cât mai multe blocuri de prietenie pe care le poate oferi lui Alex. Alege dintre: bine, pare cam veche. Mă bucur, știu că ți-o dorai de mult timp. Adevărat? Dar o să calzi cu ea. Îmi place și stă foarte bine pe ea. Wow, ce frumoasă e! Super! Când ai primit-o? Ok, trebuie să plec. Da? Mai frumoasă era una verde. Eu aș alege următoarele blocuri. Dacă și tu le-ai ales pe acestea, felicitări! Nu e ușor să găsești adevăratele intenții și emoții din spatele mesajelor. La final, alege 3 colegi de clasă și oferă-le câte un bloc de prietenie pentru câte o veste primită de la ei. Și nu uita, orice veste vine cu o poveste și cu o ocazie de a-ți face prieteni noi.